După cum probabil vedeți și din titlu, acesta nu este un videoclip foarte fericit. Am trecut sau poate încă trec printr-o perioadă un pic mai tristă, mai traumatizantă și voiam să documentez această experiență atât pentru mine, poate nu atât de mult pentru mine, cât pentru oricine pe care ar putea ajuta experiența mea, să știm că nu suntem singure și pe mine mă ajută acum să urmăresc alte videoclipuri de acest gen și să înțeleg că este ceva foarte normal și natural și se întâmplă destul de des. Și da, o să inserez prima dată partea fericită în care am aflat vestea bună, cum a fost, și apoi partea mai puțin frumoasă după nici 3 zile de la vestea cea bună. Duminică, 16 august, 00:40. Avem o liniuță. Hai să dacă se vede. Foarte, foarte slăbuță. Stai. Dar zice că... A, nu se vede ca lumea, dar... Oricât ar fi de finuță, înseamnă că e adevărat. Da. Nu, le vă prea. Ok. Mi se credeți? Faptul că am venit mai repede din România e pus meant to be. Da. Să vin special pentru asta. Și de seama. Asta-i șocul tău? Care? Că râzi așa? Poate. Nu știu cum să reacționezi. Da. 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 Jocul tău care? Tremur. Tremur. Exact. Ești 100% sigur? Hmm? 100% sigur? Poți să mai fac una. Da. Nu, așa zice, că oricât ar fi de faint liniuța. Tremură. Da. Nu să mai fac una? Cum vrei tu? Îl fac pe ăla care zice pregnant sau nu pregnant. Nu cred asta, nu știu. Dar nu mai vine pipi. Pune-și bea pe femeia, ce faci? Încă o se diluază. Am mai făcut un test și este pozitiv. Nu vine să cred. Nu vine să cred că se întâmplă cu adevărat minunea. Și că după destule luni de încercări a venit rezultatul pozitiv și stau așa să mă gândesc cum a fost totul făcut să fie sau aliniat toate astrele. Pentru că dacă mă întorceam din România la data planificată, ratam luna, ratam perioada fertilă și cum fix în ziua în care m-am întors, de fapt, a fost cel mai propice moment. Sunt foarte entuziasmată și sper, Doamne, dă-i să fie totul bine și să fie totul bine. Să fie sănătos, sănătoasă, ce-o fi, nu contează. Și la anul prin mai ar trebui, pe la mijlocul lui mai, să vină puiuțul nostru pe lume. Oi, nu vine să cred. Da. Și zilele acestea, teoretic după calendar, trebuia perioada fertilă să fie cu o săptămână înainte să mă întorc eu din România. Deci chiar am crezut că am ratat-o și mă așteptam la o săptămână după ce m-am întors să vină menstruația. Și tot a întârziat. Mie nu-mi vine chiar regulat. Chiar îmi vine la 33, 35, 36 de zile. Dar trecuse deja peste 35 cu mult. Acum sunt vreo 42, 43, dacă nu mai bine. Deci începusem să-mi pun semne de întrebare ce se întâmplă, de ce nu mai vine. Pentru că eu credeam că sunt șanse foarte mici să rămân.
atunci când m-am întors. Și am un set cu teste de sarcină din acelea foarte basic. De pe Amazon le-am luat, nu știu, sunt vreo 20 sau 30 în cutie. Și am tot făcut zilele astea și dimineața și mai pe seară și tot negative păreau. Și azi, după ce m-am lălit toată ziua prin casă, am zis, hai că mă duc până la Tesco să-mi iau testele astea mai bune de la Clear Blue. Și da, am făcut și primul și a ieșit așa foarte, foarte light, așa se vedea doar un pic liniuța. Dar zice că oricât de light s-ar vedea, înseamnă că e pozitiv. Și apoi l-am făcut pe celălalt digital și este clar. Și da, cred că o să mai vloguesc așa mici particele și acest vloguleț o să-l pun mai încolo, peste câteva luni, o să fie totul cât de cât sigur, Doamne ajută, să nu avem surprize prea mari. Și da, vreau să documentez așa pe parcurs tot ce se întâmplă cu bebeluțul nostru. Sunt foarte entuziasmată. Și Horia e entuziasmat, dar cred că este încă în șoc. Încă nu a putut să absorbă destul de bine informația. Dar probabil mâine o să fie mai bine. Am o veste foarte tristă. Din păcate, bebele nu mai vine de data asta. Este marți. La 3 zile după ce a ieșit testul pozitiv. Testele, că am făcut vreo 3. Și astăzi, după prânz, pe la 1 și ceva, am început să am niște sângerări. Și după vreo jumătate de oră au început și niște dureri foarte similare cu durerile de menstruație, foarte puternice. Eram chiar într-o ședință și simțeam că mor. Iar apoi după ce am terminat cu ședința, am sunat la medicul de familie de aici. M-au pus pe lista de așteptare să mă sune înapoi, pentru că am vorbit cu doamna de la recepție și m-au pus pe lista de așteptare să mă sune înapoi medicul de familie. M-a sunat în 15-20 de minute. I-am povestit ce se întâmplă. M-a întrebat ce fel de dureri am, dacă sunt în toată partea abdominală sau doar într-o parte, dacă am dureri într-un umăr, dacă simt și greață și amețeală, pentru că ar putea fi două cauze, un avort spontan și alta o sarcină extrauterină, ceea ce ar fi mai grav, pentru că ar trebui operație. Nu aveam dureri doar într-o parte, era cam pe toată partea abdominală, acolo jos în zona uterului și a ovarelor. Și apoi a zis că mă va înscrie pentru o ecografie early pregnancy, pentru începutul sarcinii, pentru că aici se pare că abia după 8-10 săptămâni se face prima ecografie. Până atunci, practic, nici dacă n-ai probleme, nici nu ai ce să cauți la doctor. Și m-au sunat de la clinica cu radiografia să mă programeze pe joi dimineața, pentru că abia joi aveau liber. Eu deja astăzi mai devreme mă programasem pe joi seara la o ecografie la privat. Am vrut eu să plătesc să-mi fac ecografia, să văd că e totul în regulă, pentru că urmează să plecăm în concediu și, nu știu, am vrut să văd că e totul ok, să nu aștept chiar până ne întoarcem din concediu și încă ceva. Și îmi făcusem programarea asta pe joi seara și acum va trebui să sun să o anulez. Și după ce m-am programat pe joi dimineața la ecografia aceasta prin asigurarea medicală, simțeam dureri continue, destul de mari. Am avut și scaun moale și destul de mult. Și, nu știu, pur și simplu nu puteam să accept să stau
să aștept încă aproape 48 de ore. Pentru și mi-au zis că dacă simt dureri doar într-o parte, sau dacă se intensifică, sau dacă am greață, vouă, amețeli, să mă duc la urgențe. Și am decis să merg la urgențe chiar dacă nu aveam chiar atât de intense simptomele. Am zis că mai bine să știu o treabă, să știu ce se întâmplă. Pentru că, în primul rând, durerile și, în al doilea rând, incertitudinea, nu știu, m-ar fi terminat până joi. Așa că am mers la urgențe, la un spital în apropiere de noi. Mi-au luat urină și sânge pentru analize. Au durat vreo 2 ore și ceva să mă cheme apoi la consultație. Între timp, chiar atunci când am dat urina, am văzut și niște cheaguri pe hârtie igienică. Și apoi, între timp, m-au lăsat durerile. N-am mai simțit dureri decât așa un disconfort subtil. Deci a fost cât de cât ok. Și după cum v-am zis, după vreo 2 ore și ceva, m-au chemat la consultație. O domnișoară foarte drăguță, doctor, m-a palpat un pic pe burtă. N-am simțit durere când m-a palpat și s-a uitat peste analize și mi-a dat vestea tristă că nu mai este acolo nimic, pentru că, nu știu, nivelul hormonilor este foarte scăzut și asta înseamnă că nu este o sarcină. Și chiar se aștepta, și dacă am avut acum un avort spontan, să fi fost mai ridicat nivelul de hormoni, cred că progesteronul și nu mai știu ce alți hormoni. Dar i-am zis că am făcut 3 teste, toate pozitive, chiar dacă cele nedigitale erau așa mai fade, nu se vedea foarte bine linia a doua, dar se vedea, era acolo. Da, și am întrebat de ce crede că se întâmplă chestiile astea. A zis că e ceva foarte, foarte, foarte normal și foarte des întâlnit, de la modul că una din 6 femei suferă de cel puțin un avort spontan de genul acesta. Și nu prea se vorbește despre asta și tocmai de asta vreau să fac acest videoclip, să povestesc experiența mea și poate oferă o alinare altora, că nu suntem doar noi care trecem prin asta. A zis că, în mod normal, este, cum să zic, selecția naturală. Corpul să elimine un embrion care nu ar fi fost sănătos, că poate nu s-au, nu știu, combinat bine, nu știu ce cromozomi, nu știu eu toate detaliile biologice, dar este modul corpului de a evita o posibilă sarcină cu probleme și un copil nesănătos. Și că nu înseamnă că dacă am avut acum un avort, o să se întâmple la fel și data viitoare sau dățile viitoare. Și că dacă acum elimin țesutul ca într-o menstruație normală, putem deja de luna viitoare să încercăm din nou, nu trebuie să așteptăm prea mult. Dacă este ceva mai nasol, cu un flux mai ridicat, atunci ar trebui să mai așteptăm o lună. Și acum am oprit să luăm ceva de mâncare, niște comfort food. O povestesc mai Să încolo. ne durat un pic. N-ai nimic. N-am mai apucat să vorbesc cu voi aseară. Ne-am cumpărat de mâncare de la KFC și McDonald's. Pur și simplu așa ceva de confort, dar bineînțeles că nu ne-a oferit confort mai mult de 10 minute până am terminat de mâncat. Am tras niște ture bune de plâns. Am povestit cu Horia ce s-a întâmplat, ce putem face, cum să trecem peste. Dureri n-am mai avut. Azi noapte m-am trezit un pic cu niște
țepături așa în partea dreapta abdominală. Cum, nu știu, n-au durat mult și păreau mai mult țepături așa de balonare. Și sper că aia să fi fost. Mi-am luat medical, concediu medical toată săptămâna, astăzi e miercuri, deci 3 zile. Am spus colege de la HR ce s-a întâmplat și aici e ok, nu trebuie să duc certificat medical sau alte cele. Și am dormit până pe la 11, cu greu m-am trezit. Am mai lucrat un pic să-mi pun în ordine lucrurile, ședințele pentru concediul ăsta medical și pentru concediu propriu-zis, că vom fi plecați 2 săptămâni. Și fizic nu mai am niciun simptom, e ca și o menstruație uzuală. Durerile ce le-am avut ieri și apoi n-am mai avut deloc. Flux nu am foarte mare, nici nu a fost nevoie de absorbante groase sau mai știu eu ce. Dar mâine încă voi păstra programarea de la ECO, acela gratuit de la sistemul medical, pentru că vreau să văd dacă se curăță bine uterul, să nu... M-am uitat pe net, vă dați seama, și am citit tot felul și există posibilitatea să nu se curețe bine și să se infecteze ceva țesut pe acolo. Și am zis că dacă tot am programarea, de ce să nu o folosesc? Dar psihic și emoțional sunt cam cu nervii la pământ. Îmi vine să plâng în continuu. Mai uit, mai îmi distrag atenția cu alte lucruri. Dar mă simt pur și simplu foarte, foarte tristă. Și nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi și cum este să pierzi o sarcină mai târzie, după ce știai că totul este bine și ți-ai făcut 1.000.000 de așteptări și de gânduri și de speranțe. Sau, Doamne ferește, și mai rău să îți pierzi copilul după ce s-a născut, după ce ai avut timp să... Nu, nici nu vreau să-mi imaginez. Dacă eu mă simt și Horia ne simțim așa după 3 zile, am aflat doar pentru 3 zile că este o sarcină. Nu vreau să-mi imaginez cum este pentru alții. În fine, cam asta este povestea mea și a noastră. Horia se simte și el trist. El, dragul de el, încearcă să-mi facă mie toate poftele și toate nevoile, să mă facă pe mine să mă simt mai bine. Dar și eu încerc să vorbesc cu el, să-l întreb prin ce trece și cum se simte, pentru că și pentru el este o pierdere, nu doar pentru mine. Dar asta este. Toate se întâmplă cu un motiv. Mă bucur că nu am spus la mai multă lume. Am spus doar părinților noștri și încă unor prietene, 2 prietene. Și sincer mă bucur că nu trebuie să dau acum mai multe explicații. De aceea este recomandat să nu se dea vestea asta în primele 10-12 săptămâni, pentru că sunt riscuri mari de pierdere de sarcină și data viitoare o să fie bucuria și mai mare când chiar o să se întâmple și o să rămână și o să fie bine. Nu știu. Acum mă simt pur și simplu lipsită de orice entuziasm, de orice bucurie, de orice. Afară plouă, bate vântul. Deci vremea e la fel de tristă ca mine. Da, sper că nu v-am întristat prea tare și îmi pare rău dacă v-am transmis toată tristețea mea și a
ați luat-o asupra voastră în vreun fel. Nu acesta este motivul pentru care am vrut să fac acest video. În primul rând simt că mă ajută pe mine să verbalizez și să mă descarc. Și în al doilea rând, poate chiar mai important, sper să ajute pe cineva experiența mea. Și dacă, Doamne ajută, să nu treceți niciodată prin aceste traume, poate să aducem mai multe informații despre aceste lucruri și să înțelegem cu toate că este un lucru cât se poate de normal și natural. Și oricât de mult ne-am bucura când aflăm vestea, să fim totuși în gardă că se poate și duce. Eu am mers tot timpul pe ideea că prefer să mă bucur mult, să dau fru sentimentelor de bucurie, de entuziasm și să sufăr pe măsură, dacă va fi să sufăr, decât să îmi suprim bucuria și entuziasmul doar ca să mă pseudoprotejez pentru o posibilă suferință. Dar, da, e greu oricum. Eu știu că voi fi bine. Mă bucur că nu au fost complicații. Mă bucur că nu a fost sarcină extrauterină să fie nevoie de operație. Mă bucur că sunt sănătoasă, suntem sănătoși, nu mai am nicio altă problemă fizică în momentul ăsta, să zic așa. Și continuăm să încercăm. Și vom ajunge acolo. Când va trebui să ajungem, să ne ținem copila și în brațe. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă mulțumesc anticipat pentru orice gânduri și cuvinte frumoase pe care mi le veți transmite și să ne revedem cu bine și cu vești mai bune și cu mai mult entuziasm și bucurie data viitoare. V-am pupat dulce! Ciao! Hello! Este următoarea zi și mă simt mult mai bine. Încă de ieri, după masă, după ce am mai povestit cu mami, am mai tras o tură de plâns, am început să mă simt din nou așa mai ca înainte, un pic mai puțin tristă. Și astăzi am fost și la control, care n-a fost de fapt control. Știți că v-am zis că m-au programat pentru un echo, early pregnancy scan. Și am mers, era o doamnă ginecolog la spital. Și s-a uitat din nou peste analize, m-a întrebat din nou ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și mi-a explicat ceva mai bine ce se poate să se fi întâmplat. Nu mi-a făcut control, nu mi-a făcut echo, pentru că a zis că oricum nu s-ar vedea nimic. Ideea este că hormonul acela HCG apărea alaltăieri acum două zile, 3,5 sau 35, nu mai știu exact, ceea ce înseamnă că este negativ pentru sarcină, iar testele de sarcină ce le facem acasă apar pozitive dacă acel hormon, acel număr este peste 5 sau 50, nu mai știu exact, oricum asta era proporția, 3,5 sau 35 versus 50. Și, bineînțeles, acest hormon crește pe măsură ce se dezvoltă sarcina. Iar pentru a apărea la ecograf ceva, pentru a se vedea ceva, acest hormon ar trebui să fie peste 1500. Deci eram foarte, foarte departe să se poată vedea ceva. Și ce se poate să se fi întâmplat? S-a fecundat un ovul, a început să elimine acel hormon și de aceea mi-a apărut testul pozitiv, însă e, na, cel mai probabil foarte repede după aceea s-a și stins, nu s-au mai multiplicat celulele și de aceea testul a apărut pozitiv, însă după câteva zile mi s-a declanșat menstruația pentru că de fapt nu mai era o sarcină. Deci asta a fost. A fost o pierdere de sarcină foarte, foarte timpurie. Acum pot să zic că m-am împăcat cu ideea, am acceptat lucrurile așa cum sunt. Mă bucur că mi-am luat timpul să
sufăr, să fiu tristă pentru asta, să accept lucrurile așa cum sunt și acum să mergem mai departe și mă bucur că am înțeles mai bine un pic cum stau lucrurile și na, ce se întâmplă cu hormonii aceștia și cu testele de sarcină și toate aceste lucruri și să fie așa o învățătură pentru dățile viitoare, când iese un test pozitiv, să ne bucurăm, dar să mai așteptăm și să vedem că totul merge bine, să, nu știu, să nu... Învățătura mea este să ținem vestea pentru noi o perioadă și să nu... să ne facem așteptări, dar să nu... nu știu, să ne așteptăm și la ce e mai rău. Deci, da, cam asta este situația și mergem înainte și va fi totul bine. Și dacă treceți prin asta, să știți că, da, este dureros, luați-vă timp să suferiți, să simțiți durerea și să ajungeți să o acceptați, dar vă promit că o să vă simțiți ceva mai bine după câteva zile și o să revină speranța acolo unde trebuie să fie. Da, sper că a fost de ajutor acest videoclip și mă bucur că am filmat chiar în momentele acelea mai intense pentru că am putut să exprim poate mai clar prin ce treceam decât dacă aș fi filmat doar așa după câteva zile. Să ne revedem cu bine în videoclipurile următoare. La pupat!